curtea. Dar nu mai vreau, nu mai vreau, nu ți-ai făcut timp până acum și ai fost ocupat. Ba da, nu, spune-mi cine e Andreea, what the fuck? Cine e Andreea, Antonio? Hai că m-am râs. Cum adică? Ia, vreau și eu să spun. Vreau și eu să spun. Ia uite, te sună. Mamă, frate, nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva, n-am avut emoțiile astea în viața vieților mele. Ci cred că cele mai mari emoții pe care le-am simțit vreodată au fost când am făcut genul ăsta de clipuri. Se vede că mi-am ieșit din mână grav rău, rău, rău de tot și nu mai suport să văd atâta inactivitate pe canalul meu de YouTube. Deci pur și simplu nu se mai poate, am lipsit o lună și pentru revenirea asta în forță vreau să rupeți acolo butonașul ăla de like, să facem cât mai multe like-uri, pentru că doar așa picantul vostru o să fie motivat să pună cele mai bombă clipuri pe care le-a postat vreodată pe canalul lui de YouTube. Durează doar 2 secunde, rupe butonașul de like, apasă chiar acum pe subscribe și lasă un comentariu, frate, că stau și eu o inimioară acolo. Astăzi o să facem un prank foarte, foarte interesant pe care eu îl pregătesc de ceva timp. Sper să-mi iasă, chiar sper să-mi iasă, Doamne, ajută să-mi iasă, pentru că o să fie ceva destul de sensibil, o să ating un punct sensibil astăzi. Astăzi o să vorbesc cu o altă fată în fața iubitei mele. Noi nu ne controlăm, noi nu suntem suspicioși unul pe celălalt, pentru că ne iubim foarte, foarte mult, suntem împreună de aproape 2 ani și niciodată nu ne-am crede în stare să-i facem așa ceva unui celuilalt, așa că vă dați seama, o să fie un impact mare, mare rău de tot asupra iubitei. Sper să-mi iasă prank-ul ăsta. În momentul ăsta mâinile reci și nu mai pot, tremuri și nebun la cap, deci tremuri din cap până picioare. Hai să vă explic repede cum o să facem chestia asta, unde o să ascundem camera și hai să vedem ce o să iasă. Acum câteva zile am filmat un vlog cu un fan de-al meu în care i-am îndeplinit orice dorință a avut el timp de 24 de ore. Clipul ăsta o să apară joi la ora 12, așa că nu trebuie să îl ratați. Pe lângă că este fanul meu, a devenit și un bun prieten de-al meu care mă va și ajuta astăzi la acest prank. Așa că, ținând cont că pe el îl cheamă Andrei, am spus ca fata de astăzi să se numească Andreea, de la Andrei, Andreea, ca să nu inventăm noi anumite nume. Am vorbit cu Andrei pe WhatsApp, a zis că este de acord, așa că fix acum o să intru la mine în contacte și o să-i modific numele din Andrei în Andreea. Andrei va fi de foarte mare folos pentru că Andrei se va da drept o fată cu care eu vorbesc. O să începem ușor, o să începem pur și simplu cu niște mesaje pe WhatsApp și îmi voi da telefonul la maxim cu sunet să se audă tic, 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 tic. Vreau să vă spun repejor și despre cea mai nouă și cea mai tare promoție cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru că suntem în luna cadourilor. Dacă v-ați dorit vreodată vreun autograf de la mine, puteți să intrați chiar acum pe linkul din descriere unde găsiți cel mai tare mărciuri din lume și la fiecare produs comandat mai primiți cadou din partea noastră un poster cu autograful nostru, semnat special pentru voi, așa că intrați chiar acum pe linkul din descriere și comandați-vă repejor un hanorac, un penar, un ghiozdan, ce vreți voi, pentru că sunt o grămadă de produse super, super șmechere. Alo? Păi că tocmai ce le arătam oamenilor cum te-am trecut în telefon. Deci iubita o să vină cam, nu știu, cam în 20 de minute, 10 minute, nu știu. Nu știu cam cât mai durează până când ajunge acasă. Deci fii andână, care-i faza? M-am gândit să o luăm așa treptat. Mesaje, exact, în care eu îmi dau telefonul și s-aude. Să vedem dacă mă întreabă ce și cum. După care, dacă nu iese nimic cu mesajele pe WhatsApp, mă suni. Mă suni odată și prima dată când mă suni vreau să-ți închid. După care mă suni a doua oară și iarăși aștept, las un pic să suni și după iară îți închid. Să vedem cât de suspicios pare. După care a treia oară o să-ți răspund și o să fiu așa foarte, o să fiu așa pe ocolișuri, știi, ca și cum. Probabil iubitea o să încerce să uite în telefon, dar o să nu o să o las, să-ți dai seama să uite în telefon. Dacă la un moment dat fierbe ca lumea chestia, vreau să vadă, știi, să vadă. Bam, Andreea, WhatsApp, what? Și ce rugăminte mi-e de la tine să spui o poză pe WhatsApp cu o fată, oricare fată, nu contează, cu o fată pe WhatsApp. Bine, mă, Andrei, deci așa facem, da? Da. Hai, te pup, îți dau eu mesaj pe WhatsApp. Pa, pa, pa. Să înceapă prank-ul. Fix acum, iubita a ajuns acasă, tocmai ce m-am uitat pe locație, a ajuns acasă, este acasă. Cred că parchează mașina, mă așteptăm să vină. Doamne, ajută, rugați-vă la locație, un comentariu, să vină prank-ul. Ce faci, puișorul? Gata? Auzi, rog. E ceață? Da, rog. Ce faci, măguțiu, ce frumos? Zici, e să frig aici. E frig? Mie e frig. Vrei să dau drumul la aer? Da, mi-e frig rău. Ia-ți. Unde e drumul aia? Aoleu, mă, puțin nu mai pot. Mi-e și rău. Ce faci, mami? Bine? Bine, nici nu se simțe așa bine. Nu? Nu-i da. Nu. Păi, să trec oară undeva? Eu? Păi unde-i trebuie, mă? Nu știu, cred că e acolo. A, uite-i. Stai,
trebuie să trimit un filmuleț. Ce filmuleț? Să-i descarcă ăsta, nu știu, n-am înțeles. Cred că joi. Ăla cu Andrei, știi? Mhm. A, și eu ăla de edit acolo cu Andrei. Da. Cred că ăștia îmi plac cel mai mult și luam tot ăștia îi plac. Eu tot și noi l-am filmat ceva, dacă tot n-am venit de făcut. Da, e terminat tot, nu? Nu, mai am ceva de făcut. Ce? Ceva, vorbesc cu cineva pentru o chestie pe aia. Bine. Dar după ne uităm la film? Mhm. Da, ce vrei să ne întâmplă? Iubire? Ce? La ce vrei să ne uităm, te-am întrebat. Nu știu, că arăt omul ăsta până termini. Păi ce gen? Nu știu, păi știu ce e în top. Până de acolo leau. Și mai mult? Să știu dacă caut sau mă uit eu la ceva și după. Ce am? Gen, caut atât că ne uităm după. Devei nici nervos? De ce zâmbești? Am crezut că ești nervos. Doamne, nu, merge chestia asta. Ce chestie? Merge chestia asta, cu live. Știi, vreau să fac live. Păi și cu cine vorbești de chestia asta? Cu designerul. Ți-a trimis ceva? Nu, nu mi-a trimis nimeni, doar că merge pus gen cum vreau eu, știi? Și ca idee, tu ce ai trimis? Vreau și eu să văd. Ce? Ca idee. Mi-arăt ideile înainte. I-am trimis poza aia. Ce pe poza? Care mi-a făcut eu atunci cu Ashira. Și m-a decupat și mi-a pus niște chestii, niște overlay-uri. Așa și bine. Păi ia, vreau să-l văd. Păi stai puțin că nu mi-a trimis finalul. Deci vreau să-l văd la final. Bine. Deci, ce film? A, uite, gata, s-a deschis. Nu știu care vreau. Ia, uite, fix... Uite, deci tu fix horror s-a deschis. Asta o fi horror, fata din tren. Mister, filme bazate... Stai că nu bat până acolo, ce am... Sunt foarte obosită. Mister, filme bazate pe cărți. Da. Da, cred că... De ce n-au răspuns? Nu știu, eu nu l-am recunoscut, nu știu cine. Cum adică nu l-am recunoscut? Nu l-am în contacte. De unde știi? Păi, exact, de ce n-au răspuns? Nu răspund ușor, știi că nu răspund la anumă. Te-a sunat sau mi s-a părut ea? Ce? Nu. Ce nu? Nu, m-a sunat. Mai mult cu designerul sau nu? M-a să vreau să vorbesc cu ceva cu el. Bine, și cam cât timp durează să știu dacă mă duc la duș sau... 10 minute acolo, 10 minute. Nu ești în 10 minute. A, stai în seama. Da, om. Bine, tu? Ai făcut aia? Și ce mai faci? Nu am înțeles. Da. Da, nu cred că o să rezolvă în seara asta, că nu am cum. Nu am timp, că nu. Nu ai, sunt foarte obosit. Da, pe la ce oră? Ok. Bine. Pa. Și eu, pa. Ce ai vrut? Cu dizelul. Și de ce l-ai întrebat și tu ce mai faci? Păi, gen dacă mai lucrezi la aia sau nu? Spune-ți fața, ce e? Nu-mi place fața asta, știi bine. Ce față, puiul? Să vezi. Cum adică stai puțin? Mi-ai zis stai puțin de când am ajuns. Păi te-a plăcut, am zis că n-am terminat. Te-am întrebat ceva, de ce ai zis și tu ce mai faci? Nu vorbeai deja cu el prin mesaje? Păi te-a mi-a arătat ceva. Și ce treabă avea să-l întreb tu ce mai faci? Ce mai faci? Vezi că mă minți în față. Tu nu, când vorbești cu ceva, nu întrebi ce mai faci și el, dacă te treabă tu ce faci? Da, mă rog, poate sunt eu. Doamne, iubirea mea, ce n-ai? Cum adică, Doamne, de ce îmi spui așa? Păi, ce poți să-ți ascund, știi? Da, dar fața aia de... pe care o faci rar și o cunosc. Că mi-ascunzi ceva. Ori îmi faci o surpriză, ori mi-ascunzi ceva de-a dreptul. Și știi bine că urăsc cineva care
E misterios. De Crăciun. Nu, ui, deci clar nu, e, deci clar nu e surpriză, că dacă era surpriză nu-mi ziceai îți fac o surpriză de Crăciun. Băi, dar nu ți-ascult nimic, doar vorbesc cu designerul. Da, bine. Ok, așa o să-ți fac și eu. Ia, arată-mi și mie cine te sună. Iar designerul? Designerul. Ia, vreau și o să văd. De ce? Dar dă-mi să văd. Dar nu mă ascund nimic, nu te-ar deranja chestia asta. Dar nu mă deranja asta. Dar ia, vreau să văd. Un pic, Doamne. Dar de ce faci așa? Ușor. Frate, mi-a spus ceva. Doamne, că să spun ceva? De ce mă râzi în față? Că nu vreau să-ți arăt designul acum, că nu e gata și după... Antonio, te-a sunat. Nu era să-mi arăți designul. Pă, da. Vreau să văd cu cine vorbești. Nu, puțin. Dar arată-mi. Dar puțin acum sunt pe YouTube. Ok, și acum ai treabă pe YouTube sau nu uităm la film? Da, vreau să mă uit la asta. Adică e mai important. Ok, îți mulțumesc. Nici eu nu o să-ți arăt când o să vorbesc cu cineva, oricine ar fi, nici cu mama nu-ți mai arăt când vorbesc. Iar te-a sunat? Nu m-a sunat nimeni acum, am primit un design. Notificare. Ce notificare? Notificare voiai să zici, mesaj. Mi-a arătat ceva designerul. Mi-a arătat și mie? Nu. Ce să-ți arăt, puișor? Stai puțin. Ai zis că ți-a arătat ceva, vreau și eu să văd. Păi, nu e gata. Sau n-ai nevoie de părerea mea? Nu, puișor, că nu e gata. Poate e mai importantă părerea cu cine vorbești de fapt, nu? Păi, până că nu e gata, bine, dacă nu okay, e gata, ce-am bine, făcut? Ok, bine, îți arăt după okay, când termin. Bine. De ce te superi acum? Răspunde la mesaje. Ia uite, cât de nebunit e designerul ăsta să-ți dea mesaje. Dă un pui mei de treabă, un designer nu-ți scrie... 7000 de ore, i-ai explicat și aia e, nu e adevărat. Drafturi, arată-mi-le și mie. Păi, dar nu pot să-ți arăt dacă de ce nu poți? De ce nu vrei? Că... Tu mi-arăți tot mie. Vreau să-ți arăt la final și acum e ceva nu modificăm atunci. Nu, nu, dar vreau să-mi arăți acum. Îmi place cum a ieșit acum. Dar îmi doresc să-mi arăți. Stai, nu pot acum. Îți bagi pe mine? Nu, de ce vorbești așa cu mine? Iubire! Tu de ce îmi râzi în față? What the fuck? Am o discuție serioasă cu tine și tu îmi râzi în față! Doamne, măi, iubirea mea, dar nu râd în față. Antonio! Ce se întâmplă? Nu poți să-ți ascund ceva ție. Ok, bine, nu mi-ascund nimic. Atunci spunem cât mai ai ca să ne uităm la film. 5 minute. 5 minute, bine. 5 minute după ceas? Da. Sau nu mă mai... Îmi spui și mie cine e așa insistent? Nimeni. De ce râzi? Nimeni. Ți se pare amuzant, nu? What? Te face să râzi designerul, nu? E da, foarte amuzant. O poză cu mine. Deci atitudinea ta m-a făcut și pe mine să râd. Uite, ne tratăm așa, râzând în discuții serioase, nu? Hai, arată-mi. Stai puțin, că ți-arăt eu după. What the fuck? Mi-ai telefonul din mână? E telefonul meu, puiu. Păi da! Păi, și nu te deranjează? Păi dar nu mă deranjează. Știu bine că te deranjează, dar de ce mi l-ai luat așa din mână? Ți se pare normal? Ok, nu mă mai uit la niciun film și plec, să știi. Stai mă put, stai puțin că termin acum, ai invitat și gata. Hai lasă, gata. Stai mă hai, lasă-mă. Te lasă-mă să mă duc la duș, Hai să ne uităm la film. Dar nu mai vreau, nu ți-ai făcut timp până acum și ai fost ocupat. Dar spui și mie de ce-ți băzie telefonul în ultimul an? Ba da, dă-mi să văd. Dar dă-mi și mie să văd. Da-mi, Antonio, mă enervezi. Cine e Andreea? Nu știu, designerul e. What the fuck? Ei nu știi să mă minți? Cum adică designerul mi-ai zis până acum că e un el? Păi da. De ce te freci în cap? Chestia asta o face un om când ascunde ceva. Nu se ascunde nimic. Ba da, nu, spune-mi cine e Andreea, what the fuck? Cine e Andreea, Antonio? Ba da, până acum am vorbit de el. Eu spuneam el, băia, de ce îți dă mesaje în continuu? De ce îți bâzâie telefonul în ultimul val? Nu! Ok, e designerul aia. Băiat, fată, da? Hai, arată-mi! Fată. Arată-mi cine, cu cine vorbești! E o fată! Da, e o fată! Cine e Andreea? Cine e Andreea? Hai că mă auzi! Ce? Cum adică? Ce adică? Când nu e gagică ta lângă tine, te rog să mă suni! Antonio, ce pui mei se întâmplă? Îți bagi joc de mine? E, dar tu ai încredere. De ce îți bagi joc de mine? Ai răspuns la mesaje! Dar nu i-am răspuns. Adică eu sunt chioară și nu văd, nu? Te rog, lasă-mă, te rog. Nu, te rog, te rog lasă-mă, dar te rog frumos, lasă-mă în pace, dar nu am ce să discut cu tine. Efectiv, îți bagi joc, nu? Frate, cum adică că nu e încă ce că ta lângă tine? Două mesaje am
citit. Dă-mi să citesc celelalte mesaje. Te rog frumos. Stai puțin. De ce nu răspunzi Bianca lângă tine? Dar cine mă crede asta? Pe mine să vorbească ea mie cu Bianca. Deci te rog frumos, liniștește-te un pic. Ia uite ce zice, fă tot posibilul să mă suni. Hai, sună. Te rog. Și tu de ce ai trimis inimioare? Cine mi-a trimis? Ea mi-a trimis. Nu, uite! Faci mișto? Antonio, mă minți, te cunosc după față, spune-mi ce pui mei se întâmplă, mă enervezi! Deci mă enervezi în secunda asta! Tipa asta mi-a tot scris în continuu, știi? Ok, și tu trebuia să-i răspunzi. Nu. Deci tu în momentul ăsta, deci te simt că mă minți în ultimul hal. Inclusiv atunci când te-a sunat, tu dădeai mai încet. Ia, vreau și eu să o sun. Nu, vreau și eu să o sun. Cum adică nu? Cum adică nu? Ia uite, nu sun, cum adică e penibil? Ok, atunci o sun tu, nu o sun. Ia uite, te sună. Ha, perfect timing! Că e Andrei de la Constanța. Deci, Andreiule? Băi, lasă-mă să mă rog! Andreiule, în viața mea nu mai fac niciun TikTok cu tine și nu te mai am la suflet și să mă lași în pace. Auzi și tu ce scria mesaje, dacă nu e gagica ta lângă tine să mă suni. Mie vrea să râd să mor. Ia ce tu mesaje îți dădea? Pui mie de ce îți dădea mesaje, nu știu, mă umpleam. Eu scriam gâșe de găsăgă lângă de gâșe gâdă și el... Hai să mergem la munte, o vacanță, doar noi doi. Al naibii să fim mai, Andreiule! Unde e camera? Cum adică unde e camera? Uite acolo. Păi... Uite-te la planta. Eu oprit-o aia. Uite-te la planta, de lângă ușă. Nu te cred. Cum dracu ai pus-o acolo? Nu te spune acolo, dracu, nu te cred! Nu mai, lasă-mă-n pace, la revedere! Ia tu și Andreea ta! De ce ai închis-o, Andrei? Că m-a vie. Supărat! Ba, dar cum adică n-are vie? Nu are nicio vină! Mă așteptam să reacționez mult mai mult ca lumea, să vede că ești obosită de iubirea mea. Da, sunt și obosită și am zis, hai frate, să nu fiu sceptic. Am zis, ok, da, hai povestește, mai spune despre cine ai vorbit. Ia uite unde a pus camera, doamne! Ha! Am prins-o în fapte! Și ce vreau să fac eu prank-ul ăsta? Nu uita să rupăți butonașul de like și dacă mai vreți să facem prank-uri din astea, câte like-uri trebuie să strângem? Nu mai vrem să facem prank-uri, nu mai vreau să facem prank-uri din astea. Zi o sumă. Fără de like-uri. 80.000. Da. Pam, pa, pa, pa.